Noi cu ce? Am scos ungurii, am scos austriecii, am scos comuniștii. Nu au început ei mineritul. Nu îl vor găta această companie care se rijează că ei fac totul în apusenii noștri. Nu este adevărat. Aurul este aici. Trebuie să rămână aici și este al nostru. Nu este al nimănui. Dați-mi voie să vă spun doar două lucruri foarte importante. Să știți că în această exploatare care durează 10 ani vor fi poate 500 de locuri de muncă, dar câți din Câmpeni sau de aici vor fi acolo? Nici cei care stau în fața statuii lui Avram Iancu nu vor fi. Ei sunt primii că vor fi dat afară. Acest guvern a dat o lege, un proiect de lege. Pentru ce? Pentru o societate care are 500 de locuri de muncă. Pentru Valii Opra, pentru IPL, de ce n-a dat nimeni nimic? Pentru că IPL nu a dat locul de muncă. Gândiți-vă la următoarele lucruri. Zilnic, în procesul tehnologic, vor fi 40 de tone de cianură. Cine garantează că nu se sparge un container? Cine garantează că această cianură nu ajunge în plămânii noștri, în mâncarea noastră, în animalele care sunt în această zonă? Cine garantează că nu va fi un accident? Cine garantează că se vor respecta normele de mediu? Presupune că se respectă. Vă spun că 36 de tone de cianură vor merge în mediu ambient, respectând normele de mediu, nu încălcându-le. Acel baraj de pe Valea Cornei, Doamne ferește, Doamne ferește să nu fie un accident. Nimic nu va mai rămâne pe Valea Rieșului. Eu nu vreau să vă spun mai multe lucruri, căutați-le și le găsiți, sau le știți în sufletul fiecăruia. Poate că eu sunt un pic prea pătimaș, prea subiectiv. Vreau să-l invit să vă vorbească cu darul științific pe domnul Pompei Cocean, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. De 40 de ani fac cercetări în Țara Morților. Pot spune deci că un pic sunt de-a dumneavoastră, cel puțin. Cred că suntem de acord cu toții că niciun popor adevărat nu-și vinde aurul și moaștele strămoșilor. Caroșa Montană sunt amândouă, și aurul dacilor, și osemintele lor, și întreaga noastră istorie distilată la nivelul unei așezări unice pe glob. Alte popoare, din orice fărâmă de dovadă, fac un patrimoniu. Unele chiar își inventează istoria, iar noi, acum, consimțim la Roșia Montană să ne-o distrugem, să ne distrugem dovezile, să ne distrugem ce avem mai scump, și anume moștenirea lăsată de alții. Acum 2 ani, Universitatea Babeș-Bolyai împreună cu Academia Română a organizat la Cluj o conferință internațională, unde 30 de academicieni, profesori universitari, cercetători, necumpărați și nevânduți, și-au spus părerea despre Roșia Montană. Aici, în această carte pe care am publicat-o și care se găsește pe masa politicienilor noștri, dar se fac că n-au citit-o, se află adevărul despre ceea ce se va întâmpla acolo dacă proiectul Gold Corporation va prinde viață. Eu să fiu de la Abruc, să locuiesc în Abruc, să locuiesc în Câmpeni, n-aș putea dormi noaptea, pentru că lângă cel mai mare depozit de cianură și metale grele, subliniez, metale grele, care nu dispar, nu se dizolvă, ci rămân secole, eu n-aș putea dormi deci. Nu știu cum mulți dintre dumneavoastră chiar pot să doarmă și să asiste la treaba asta. Ce au constatat cercetătorii noștri la conferința aceea de la Cluj?
și anume că dacă începe mineritul la Roșia Montană timp de 17 ani, cum se spune, și nu timp de secole, cum a durat acolo, atunci acel turism despre care se face vorbire nu va mai exista. Cine vine să viziteze o regiune, orice atracție ar avea ea, dacă știe că va inhala ore, zile, săptămâni, praful viscolit de pe cel mai mare depozit de cianură din Europa. Eu cred că și zona asta dumneavoastră va deveni, din punct de vedere turistic, peste 15 ani, un deșert turistic, ocolit de toată lumea. Nu vă faceți deci iluzii cu turismul. Apoi, cine credeți că va mai face agricultură ecologică în această regiune, când praful acela va fi inhalat din iarbă, din frunze, de toate animalele care o să le creșteți? Cine credeți că va mai cumpăra fructe de pădure din această regiune dacă mineritul începe la Roșia Montană? Cine credeți că va mai cumpăra mobila făcută de dumneavoastră aici dacă lemnul va fi impregnat cu aceleași metale grele? Cine credeți? Vă spun eu, nimeni. Ca urmare, pentru cele 650 de locuri de muncă se vor pierde zeci de mii de locuri de muncă și va trebui dumneavoastră să vă luați bocșeluța, să mergeți în altă parte, dar aici va fi de nelocuit. Ce trebuie făcut? Trebuie gândit că la Roșia Montană și în întreaga regiune se poate face o dezvoltare alternativă. Că turismul adevărat, că agricultura ecologică, că mineritul făcut cu cercământ, nu la ras, nu să-i storcăm fundul în 15 ani și să plecăm. Și un minerit care să dureze măcar 100 de ani de acum încolo. Și avem în cartea aceasta soluții, inclusiv pentru minerit. Deci, toate acestea trebuie să ne dea de gândit. Trebuie să fim împotriva acestui proiect care nu știe decât un singur lucru. Aurul și atât. Nu v-a spus întrebarea de ce statul român n-a făcut o evaluare proprie a resurselor de la Roșia Montană? Singura evaluare este cea de la Gold Corporation. Poate ne gândim că acolo sunt resurse mai mari. Și dacă sunt mai mari, și cianură trebuie să fie mai multă. Și altele de seama aceasta. Statul român a trebuit să aibă propria sa evaluare a resurselor de aur, de argint, de alte metale prețioase care se găsesc acolo. Și apoi să vină comparativ și să spună, da, asta vom face la Roșia Montană. Sfatul nostru a clujenilor care suntem alături de dumneavoastră la Cluj, în momentul acesta sunt câteva mii de oameni. Este să aveți curaj și să apărați acest colț de țară, acest colț de rai, care este țara morților, care trebuie, dincolo de moment, trebuie să se dezvolte alternativ, cu mult mai multe soluții, cu mult mai multe domenii. Și agricultura și turismul. În studiile noastre, Câmpeniu este prevăzut să devină centrul turismului din Munții Apuseni. Cum credeți că mai avem curajul să mai scriem că va deveni când la 12 km de aici va fi ce se preconizează în Valea Forna? Noi suntem alături de dumneavoastră, dar dumneavoastră trebuie să continuați. Faptul că mediul nu va fi distrus. Știți ce înseamnă cianură? Știți câte filme sunt făcute pe internet? Dacă vreți, aceste adrese vor circula și veți vedea într-adevăr consecințele și ce profitabilitate a avut această firmă.
urmă și ce consecințe a avut pentru factorul uman această acțiune a firmei respective. Nici nu vă puteți imagina că în secunda 2 acele așa, acele promise locuri de muncă vor deveni pentru fiecare dintre dumneavoastră decât bani pe care vor rămâne voi, pe ce îi schimbați, pe ce vă vindeți. Aveți un Avram Iac în față, înaintea voastră, a dat coloană pe centrală. Mai suntem români sau reacționăm la os? Reacționăm la un ban care se flutură, care se flutură virtual, dar aveți conștiință pentru ce, pentru ceea ce rămâne în urma dumneavoastră, pentru că acceptați și nu veniți să vă spuneți punctul de vedere, dreptul dumneavoastră. Știți ce înseamnă dreptul dumneavoastră? Aveți dreptul la viață. Aveți dreptul să vă creșteți copiii normali. Nici o lege europeană în lumea asta nu spune altceva decât acest lucru. Deci nu scrie nicăieri că trebuie să accepți pentru o sumă de 10.000 de euro pe care să plătiți. Am văzut mineri cu cercel în ureche, foarte rotofei. Așa, cu echipament impecabil. Mi se pare șocant, mi se pare deja un abuz. Cele trebuie lumine în cap când vor fi descopertate, aia e mine! Problema este... Important este să vă păstrați verticalitatea și să fiți conștienți în minutul 2 ce înseamnă deschiderea acestei exploatări. Pentru că vă spun foarte serios, nu este de glumă dacă ați ști și dacă ați cunoaște consecințele lucrului cu ceanură, nu există așa alte metode, dar această metodă se utilizează. Nici nu vă puteți imagina ce înseamnă, ce consecințe vor avea. Deci trebuie să aveți atitudine și important este să fiți uniți, să apăreți și să vorbiți cu toți ceilalți, pentru că toți veți fi afectați. Vreau să vă întreb, cine vă va plăti de dislocarea de aici, că veți pleca, nu veți putea rezista, când veți plăta în dreapta, în stânga, că oamenii vor muri, da? Deci ce veți face? Cine vă va plăti dislocarea? Veți lăsa tot în urmă și veți pleca? Ce s-a întâmplat la Kiev? Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat? Și atunci vă întreb, aveți această forță? Aveți această determinare? Aveți această conștiință? De fapt, ce vreți? Este un punct de plecare. Vă mulțumesc! Laudă și un cuvânt de îmbărbătare pentru câmpănarii care astăzi dovedesc simț civic și iasă în stradă. Yeah. Numele meu este Claudiu Ștefani și vreau să vă spun următorul lucru. Țineți cu poporul ca să nu rătăciți. Asta spunea Simeon Bărnuțiu în timpul Revoluției de la 1848. Pentru că s-a spus aici că decizia va fi politică. Adică noi nu contăm. Ba tocmai pentru că este politică, noi contăm. Dacă ar fi fost o decizie tehnică, atunci ar fi dat pe specialiști. Dar oamenii ăștia care au o decizie politică sunt ăia pe care noi, cu votul nostru, i-am pus acolo să lucreze în interesul nostru. Și ei nu sunt stăpânii noștri, sunt slujitorii noștri. Și trebuie să învățăm odată că ei trebuie să se supună voinței noastre. Mă bucur foarte mult că ați ieșit în stradă, că v-ați înfânt frica. Pentru noi cei care suntem din Abrud, este foarte mult, pentru că noi trebuie să suportăm acolo un regim de teroare instituit de companie, cu minte și care zi de zi. Este important, nici nu bănuiți cât de important este faptul că sunteți aici în stradă. Asta transmite un mesaj celor care sunt la București și care de multe ori rătăcesc drumul către câmpe. Nu știu cum naiba fac, că nu știu să ia către câmpe, numai la Roșia să duc. Exact. Astăzi, toți românii responsabili sunt în stradă și spun boia,
ca să priceapă ăia din Parlament și din Guvern că trebuie să lucreze în interesul țării și nu al unei găști de infractori. CNN a numit asta toamna românească, primăvara arabă, vara turcească și toamna românească. Toamna românească trebuie să ne aducă o primăvară mai altfel. Să știți că propaganda RMGG a încercat să convingă că este singura soluție și că asta va ferici națiunea și nu există nimic care să ne bântuie decât proiectul de la Roșia Montană. Păi o tâmpenie! Indiscutabil. Asta va fi nenorocirea noastră și sfârșitul nostru și moartea acestor munți care nu se vor mai regenera. Instituțiile cele mai importante ale țării, Academia Română de Știință, Asociația Cercetătorilor de România noastră, Ordinul Arhitecților din România și Institutul Geologic Român au fost călcate în picioare. Nu au fost băgate în seamă punctele lor de vedere, de parcă suntem nu știu unde. În orice țară din lume nu se trece peste punctul de vedere al Academiei, cel mai înalt for de știință al unei țări. Nu-ți faci joc! Nu sunt lor adunate toată știința din țara asta și restul toți sunt niște tâmpiți. Noi toți suntem niște tâmpiți aici, pentru că nu acceptăm punctul lor de vedere. Propaganda are niște limite pe care nu le poate depăși. Niciun profesionist în comunicare din lumea asta nu poate să înfrângă semantica limbii române. În limba română, ceanură înseamnă o bravă! Mult mai grav este faptul că prin proiectul de modificare a legii minelor li se răpește dreptul de proprietate. Acest proiect de lege permite unei companii străine să strămute forțat cu cetățean român. Adică noi, în țara noastră, putem fi mutați cu forța de către o companie străină. Vă place asta? Și asta e valabil nu doar pentru Câmpănari, nu doar pentru Apel, pentru toți românii, pentru toți românii. Nimeni nu este în siguranță în această țară. Și spuneam mai devreme despre toamna românească, care face parte ca și vara turcească, ca și primăvara arabă, din ceea ce s-a numit mișcarea europeană pentru o mai bună guvernare și pentru și împotriva corupției. Noi vrem ca toți europenii să avem instituții necorupte care să țină cont de interesul public și nu al găștilor de infractori. Ce putem face? Să știți că lucrurile nu se rezolvă ușor. Deci cei care au pus la cale acest bun, această mega estrocherie, pentru că este o mega estrocherie, imaginați-vă următoarea situație. Avem 37 de saci cu băină în curte și vreți să duceți în cămară sau în pod. Nu aveți tehnologia necesară. Așa-i? Și atunci angajați pe cineva să vă care sacia de făină. Și acel ceva vă care sacii, adică vă care șef de saci și 30 ia el. Cam asta e afacerea pe care o face statul român. Pentru că, dragii mei, tot ce este sub piciorul nostru este bogăție sub sol, sunt proprietatea statului. Și nu cred că este cazul să facem cadou unei corporații străine bogăție sub sol. Și nu cred că este cazul, și nu trebuie să fiu neapărat specialist în geologie sau ceva, ca să spun că nu este înțelept să epuizăm toate rezervele subsolului în decursul unei generații. O să rămânem ca nație în fundul gol. Nu o să mai avem nimic pentru o generație. Și o să fim la discreția acestor corporații care ne vor hărcui. Cei care au pus la cale, spuneam, nu se vor lăsa bătuți. Să nu credeți că dacă au dat acum înapoi, vor renunța. Vor pregăti iar și iar și iarăși și vor aștepta să uităm și să ne dăm bătuți și vor continua. Protestele trebuie să continue pe termen nelimitat. Iar dacă guvernul nu respectă legea și dacă guvernul
nu se supune cetățenilor, atunci și nesupunerea civilă este justificată. Deci un guvern care nu mai are legitimitate în fața cetățenilor trebuie să plece. Ce avem de făcut? Luni, adică mâine, se pare că acest proiect va fi supus în Parlament. Din câte știm până acum, doi dintre deputații de Alba au anunțat că votează împotrivă. Este vorba de Radu Comșa și Dan Simetru. Au mai rămas ceilalți. Așa că am să vă rog, avem adresele lor, avem mail-urile lor, bombardați! Să nu mai aibă liniște zi și noapte, să simtă presiune. Trimiteți-le mesaje pe telefon, trimiteți-le mesaje pe mail, pe orice căile sunați. Spuneți-le că i-ați votat să vă reprezinte interesul și că dacă votează acest proiect de lege, să nu mai vină a doua oară să vă ceară votul. Să te trimiteți la plimbare. Așadar, nu vă dați bătut, e o luptă lungă. Nu uitați că presiunea trebuie să continue, pentru că oamenii politici, decidenții, nu reacționează decât la două tipuri de stimuli. La bani și la voturi. Noi avem voturi, că bani cred că mai puțin. Așa că răbdare și perseverență. Mulțumesc! Aș vrea să-i rog pe cei care susțin proiectul GOL și care au venit aici să fie onești, să părăsească acest loc și să plece acolo unde au autorizație pentru ei. Cineva să-ți ofere 10, sute de mii de euro pentru căsuța ta,
Să-i spui nu, să-ți pui o pancardă pe casă, această proprietate nu este de vânzare, este un act de curaj și de eroism. Bravo, domnule! Chiar dacă vi s-a spus că opinia dumneavoastră nu contează și că de fapt decizia va fi una politică, indiferent care va fi decizia politică, da sau nu, acești oameni vor ține proiectul în loc atâta vreme cât legislația românească protejează dreptul de proprietate privată prin interzicerea exproprierii, adică a florii forțate a proprietății private decât pentru cauză de utilitate publică. Ori în cazul în care exploatarea se face de către o companie privată, nu există această utilitate publică. Să ne punem speranța în ei, că nu vor fi de acord să-și vândă proprietățile, să ne punem speranța în justiție, că va aplica legea așa cum este ea stabilită. La mine să facă presiuni pentru că am fost împotriva acestui proiect. Dau mâie faine să recuperez prostia. Domnule, presiunile vine să vă dea bani, n-am acceptat. Ne-am scos de pe ordinea de zi de 4 ori proiectul de alimentare cu apă din râul Abrut, din râul Arieș, din la intersecția cu Abrutul. A 5-a oră au fost cumpărate o câțiva dintre colegii consilieri și s-a votat. Și acum pot să-și facă alimentare cu apă de la din râul Arieș. Da. Nu râde, doamna Andriș, că așa este. Și această... Și pe această cale vreau să trag atenția domnului nostru primar al orașului Câmpeni, când bere și susține Roșia Corporation, sau cum îi zice, să nu mai vorbească numele meu. Că vorbește numele locuitorilor orașului Câmpeni, să spun acolo că numele Corgheș nu mai vorbește. Să vorbească numele lui și al lui celălalt. Nici al meu! Nici al meu! Atunci îl rugăm să vorbească numele lui toți celălalt care l-au susținut și care îl susțin în continuare. Atunci să nu mai vorbească numele nostru. Că vorbește numele 1000 de locuitori orașului Câmpeni. Și nu mai suntem 1000 de locuitori, dar spune că îl susține 1000 de locuitori acolo. L-a jucat să vie aici, pentru că e ales orașul Câmpeni. Și să spune că susține sau nu susține acest proiect. M-am votat de aia curte! Pe această cale, ce scuze joi de cetățeni că n-am fost aici alături de dumneavoastră, trebuie să fiu în altă parte. Dar pe această cale vreau să-i mulțumesc preotului Motora că a avut... Ia ce puțin preot au curajul să spună că sunt împotriva acestei firme sau cum să le mai zice, nu știu cum să le mai zice, hoți care vor să ne fure. Ne spun că nu o să avem poluare. Să știți că am studiat, de 9 ani de zile am studiat toate documentele lor. Vor fi 4-500 de locuri de muncă. Adunare publică. Începând cu data de 17 septembrie, între orele 8 dimineața până la ora 21 seara, vă invit în fiecare zi la ora 14 în orașul Câmpeni la adunare declarată, legală. Nu uitați, primăria n-are dreptul să interzică decât în 3 situații. Nici de cum să aprobe o adunare publică. Dreptul de a manifesta este prevăzut și l-avem de la Constituție, nu de la primar, nu de la alte autorități. În această situație vă așteaptă să veniți cu toții, așa cum spunea și domnul Corcheș, în fiecare zi, tot mai mulți, pentru a arăta că vocea nu este din Parlament, ci este a noastră aici. Dacă acolo, în mine, sunt oameni, dați-mi voie să vă spun că eu știu ce înseamnă mina. Îl întrebam pe unul de la Core Corporation, ce la Brenner? Și m-a întrebat, Brenner? Nu Brenner! Acar n-avea ce înseamnă mină. Și acum nu vreau să ducem în derizoriu profesia de miner. Miner
este o profesie nobilă, dar se duce în derizoriu acum. Au intrat pe mine, s-au blocat în mine. Aș întreba autoritățile, s-au sesizat că mine se intre pentru a exploata minereul. La Roșia se exploatează minereul? La această oră? Nu! Atunci ce caută în mine? Probabil că spune cineva că este un muzeu. Atunci să mergem să ne închidem și noi în Muzeul Unirii de la Alba Iulia. E doar ce o fi să stăm închiși și blocați acolo, dacă suntem în muzeu. Așa că, cetățenii ai orașului Câmpeni și nu numai, pentru că aici nu sunt numai din Câmpeni, sunt de pe Valea Arieșului, de pe toată Valea Arieșului, care știu că dacă acest proiect pornește, va fi bai și amar de capul lor, pentru că se oferă acum 500 de locuri de muncă, dar ne duc la fel în derizoriu câte pensiuni și case agroturist ce sunt în Apuseni, de pe urma cărora trăiesc 4.000-5.000 de oameni și de aia nu se gândește nimeni, nu dă nimeni lege, nu face drumul în acela 75 și 74 ca să vină turiști aici. Nu e nevoie de turism, cum spun alții, este nevoie, asta e sfera serviciului de care avem nevoie la ora asta. Nu numai mine. Soluție 1848 pe strada. Lașez iar cireșul deasupra noastră cerul
sub noi Ariesul. Să țineți minte, iluminată oră, când moții totuși tăt sau vă imploră să se ridice voria din roată cu răspunsul, să vadă dacă moții îl mai cunoști pe dânsul. De la câmpeni spre lume să mai rostim cuvinte din leagăne prea multe sau multe din morminte. Să se ridice horia din roată cu răspunsul, să vadă dacă moții îl mai cunoști pe dânsul. Azi, în slobota mea țară, poți să tragi un om pe roată, dar o țară niciodată! Ura! Pentru că acum am văzut, într-adevăr, inima moților. Visa Leone! Este emoționat. Într-adevăr. Ura! Ce nu am avut în Italia? De ce trebuie să o distruge? De ce? Oricum, îmi place de voi, care sunteți aici, aveți o inimă curată, nemanjită de nimeni, ne-am strâns aici și mă bucur și mă felicit. Moții s-au trezit și v-a trezit, să nu vă fie frică de nimeni. Pentru că noi suntem unii, salvați, proșeamu!